Bună seara, suntem Eugen Măruță și venim să urmăriți emisiunea Dilemele Zilei. În această seară, o seară a dezvăluirilor, o emisiune de pomină cu unul dintre cei mai cunoscuți oameni de sport din județul Gorj, manager sportiv în ultimii 15, 18, 20 de ani, numai cu asta s-a ocupat. Are și legături cu administrația publică locală și cu politica, în special în ultimii ani, și are și un obiectiv pentru următorii 2 ani și în special pentru 2020, pe care și-l pregătește de pe acum, indiferent de partidul de la care va candida. Este vorba de domnul Mihai Prunariu, președintele AJF Gorj și directorul CS Pandurii Târgu Jiu. Bună seara, domnule Prunariu! Bună seara, domnule Măruță! Bună seara și telespectatorilor noastre! Am făcut o prezentare de pomină. Nu știu dacă ceea ce o să spun eu o să fie de pomină, dar dumneavoastră... Am mai râs, am mai glumit până acum, am mai făcut și emisiuni de divertisment, lumea s-a simțit bine. De data asta chiar nu mai este nicio glumă. Sunteți hotărâți să intrați în cursa pentru primăria Târgu Jiu, indiferent de ce se va întâmpla până în 2020 sau de legat de ce se va întâmpla și în această toamnă la PSD Gorj. Oricum, s-ar părea că nu e chiar atât de relevant ce se va întâmpla în toamna asta la PSD Gorj, pentru că până în 2020 se mai pot întâmpla foarte multe, inclusiv să scadă foarte mult în sondaje candidatul care va fi desemnat în luna octombrie și s-ar putea să se mai facă încă un sondaj două până în 2020 să se răstoarne complet predicțiile sau prognozele. Probabil că va fi conturat un nucleu de candidați pentru primăria Târgu Jiu și bănuiesc că nu unul singur. Cert este că unii dintre socialdemocrați chiar și-au anunțat intenția de a candida, unul dintre ei sunteți dumneavoastră. Ce vă mână în lupta aceasta? Adică e cam mai rău, mai glumit, dar chiar e o intenție clară, da, nu? De a intra. E o intenție a mea, am dorit să candidez la primăria municipiului Târgu Jiu. Cred că am și vârsta și experiența necesară de a face ceva pentru orașul în care locuiesc. Mi-aș dori să candidez. Mi-aș dori să candidez din partea Partidului Social Democrat. Vom vedea. Cred că am foarte multe lucruri de spus. Am o experiență profesională în spate, pe acolo unde am fost, mi-am făcut treaba și mi-am făcut-o bine. Am și foarte multe realizări și cred că sau mi-aș dori și cred că aș și putea să câștig alegerile pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Vă pricepeți să lucrați cu oamenii? Aveți o experiență? Credeți că managementul sportiv e compatibil cu administrația publică? Da, nu am lucrat toată cariera mea profesională, n-am lucrat numai în sport. Pe de altă parte, un club sportiv departamental, cum este CS Pandurii Târgu Jiu, exact ca o instituție publică, se conduce și se guvernează după aceleași principii. Am lucrat în minerit, am terminat facultatea, am mers în minerit, am fost cu stagiatura, 9 luni, atât am prins, după 3 luni am plecat în producție, n-am vrut să fac toată stagiatura, am experiență la exploatarea minieră Peșteana, am fost șef compartiment revizii-reparații, am răspuns de tot ceea ce înseamnă revizii-reparații pe cea mai mare exploatare în 94-95 din CEO la vremea respectivă. Mă mândresc că în perioada când eu am fost șef acestui compartiment din cadrul biroului mecanic de la Peșteana, am pus toate dispozitivele de siguranță de pe utilajele de acolo, excavatoare, absețere, mașini de haldat, mașini de scos, le-am pus la punct, am plecat, am dus la o firmă privată, am fost director tehnic, am lucrat 2 ani de zile acolo, în 96 sau 97, nu mai știu exact, am fost premiat de guvernul Radu Vasile ca cea mai bună firmă din Gorj, în ceea ce privește produsele pe care le făceam. Lucrând acolo, am 4 produse concepute, brevetate și omologate de mine la OSIM, testate la Institutul de Cercetări pentru Protecția Muncii, în domeniul echipamentelor de siguranță pentru lucruri la înălțime. După aceea am plecat la firma privată, am venit vicepreședinte în 98 la Pandurii
și din 2001 sunt președinte director al Clubului Sportiv Panduri. Între timp, știți că am lucrat și în Asociația Județeană de Fotbal, am mai fost consilier județean, acum acest mandat sunt consilier județean, sunt membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Public. Multe realizări și la Clubul Panduri și pe unde am trecut am lăsat ceva în urma mea. Și mi-aș dori să candidez și la primăria municipiului Târgu Jiu și cred că am repet această posibilitate de a face lucruri bune pentru oamenii din municipiul Târgu Jiu, oameni cu care locuiesc, cu care socializez și cu care mă întâlnesc zilnic. Aveți un sondaj în spate? Aveți o testare a opiniei publice sau nu? Doar vă doriți acum? Nu. M-am candidat în 2012 la președinția Consiliului Județean și de atunci nu mai știu cum stau în sondaje. Am avut un scor bun, atunci am scos al doilea scor pe țară din partea PPDD-ului. Eu am avut vreo 4.000 și ceva de voturi peste partid. Nu m-am mai sondat, nu mai știu cum stăm, dar vom vedea. Vor exista sondaje, sunt un om echilibrat și cerebral. Nu o să mă bag într-o campanie unde n-am nicio șansă. Dacă voi constata că n-am nicio șansă de a câștiga primăria municipiului Târgu Jiu, nu voi face figurație. Mă voi retrage. Sunt un om, repet, extrem de echilibrat. Nu vreau să mă bag într-o competiție numai de dragul de a concura. Aș vrea să și câștig. Și vom vedea și sondajele, vom vedea, sunt 2 ani până atunci, vom vedea ce vor spune și oamenii. Nu vă ascund că pe lângă sondajul care se va efectua în PSD-ul, am discutat cu un prieten foarte bun care conduce un institut de sondaj din capitală. Cred că o să fac și un sondaj propriu, pentru că chiar vreau să știu și să mă... În momentul în care plec la această competiție, vreau să știu cum stau. De ce vă temeți mai tare? De colegii din partid care vor intra în cursa pentru postul de candidat sau de adversarii din celelalte partide, mă rog, PNL? Domnul Mărță, în momentul în care m-ați sunat azi de dimineață să-mi propuneți să facem o emisiune pe tema candidaturii mele... Dar n-ați vrut să veniți la emisiune, dar știu. Nu neapărat, chiar aveam ceva treabă și v-am explicat și mi-a zis că... Am insistat și am zis ok, am lăsat cealaltă treburi, am stat câtva timp și mi-am spicuit câteva lucruri pe care eu aș vrea să le fac. Problemele pe care le consider eu că sunt în municipiul Târgu Jiu și o parte din soluții. Am făcut o analiză SWOT, adică cu puncte tari, puncte slabe, slăbiciuni și oportunități. Asta era un punct pe care aș fi vrut să-l discutăm mai încolo, dar m-ați întrebat de ce mă tem cel mai tare. Nu e vorba de temut, chiar am un punct aici pe care eu mi l-am notat așa, adversarii cu mei pentru candidatura la primăria municipiului Târgu Jiu. O să fiți surprins, pe locul 1 se află PSD, pe locul 2 Marcel Romanescu și pe locul 3 eu. De ce spun... Să explicăm oamenilor care da, e da, semnătatea. O să vă explic. Semnificația. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că mi-aș dori să candidez din partea Partidului Social Democrat. Dar, vedeți, în decursul istoriei mele, de 6 ani de când sunt în Partidul Social Democrat și în trecut, eu am avut o relație excelentă cu PSD-ul, cu oamenii din partid, cu primarii, viceprimarii Partidului Social-Democrat, consilierii, simpli membri. În schimb, am avut o problemă cu conducerile din toate timpurile ale PSD-ului. Mi-au aminte că prin 2002-2003, nu mai știu exact, Dumnezeu să-l odinească fostul președinte Nicolae Mischie, a dorit să mă schimbe. Tocmai pentru că sunt un tip incomod și care
mă rog, n-a fost niciodată yes man, atunci când consideră că are ceva de spus, spune, atunci când consideră că nu are nimic de spus, nu spun. Asta, păi și asta ar fi un avantaj sau un dezavantaj pentru primărie, pentru partid? Eu, pentru mare parte, toată lumea îl consideră un dezavantaj. Eu îl consider un avantaj că sunt un om cu coloană vertebrală și nu mi-a plăcut niciodată să culeg scamele de pe nimeni. La vremea respectivă, secretar de stat era domnul Nicolae Mădășescu, președinte PSD, eu nu eram implicat în politică la sectorul 3 și care ținea foarte mult la mine. A avut o discuție cu domnul Mischie și lucrurile s-au lămurit și am trecut peste... De la Pandurii, de unde... Da, eram director la Clubul Sportiv Pandurii, club care se afla și atunci în subordinea Ministerului Tineretului Sportului și guvernul, era guvernul Adrian Năstase, 2001-2004. Am spus, era ocupat de un neangrenat politic. Da, era, luasem prin postul prin concurs. Concurs, nu era problema, dar știți cum e atunci. Dacă partidul nu te vrea, atunci mai ușor te... Și vrea să duc un politician sau cum? Nu știu. Acum să vă spun, eu cu domnul Mischie am amintiri plăcute. În schimb, erau foarte mulți oameni în jurul dumnealui care îi injectau mereu că nu-i de-al nostru, că nu știu ce, mă rog, chestii de genul ăsta care se practică. Și omul nici nu mă cunoștea foarte bine. După ce am avut o discuție cu dumnealui, chiar mi-au aminte că era președintele Consiliului Județean și am făcut o întâlnire cu oamenii de sport, atunci la propunerea mea chiar a fost binevenită. După discuția cu ministrul secretar de stat Nicolae Mălășescu, lucrurile s-au lămurit și am văzut că îmi fac treaba și nu sunt probleme. Repet, nu eram angrenat politic. Mai târziu, cam cu toate conducerile Partidului Social Democrat, n-am avut o relație ok, respect, sunt un om incomod în sensul că atunci când consider că lucrurile nu merg bine, le spun. Nu, nici cu domnul Călinoiu n-am avut o relație excelentă, nici cu domnul Cărciumaru și probabil nici în viitorul. De ce? Păi, acum nu îmi cereți mie să explic. N-ați cules scame, n-ați cărat valize. De ce nu, dar repet. N-ați cules scame, n-ați cărat valize, n-ați spus yes sau da. Da, și le l-am bătut obrazul atunci păi când... Păi ce vă recomandă pentru postul de candidat dacă nu aveți calități, mă rog, calitățile astea cu sau fără ghilimele? Asta nu cred că sunt calități pentru candidat la municipiul Târgu Jiu. Din contră. Cred că, ca și primar al municipiului Târgu Jiu, trebuie să faci mai puțin, vorbesc că e un post mai mult administrativ, mai puțină politică și mai multă administrație. Cred că asta își dorește toată lumea. Acum, depinde ce își dorește și PSD-ul. Să pună acolo un om care răspunde la comenzi politice 100%, cu riscul de a pierde alegerile sau să găsească pe cineva, chiar și un om care nu e angrenat politic, dar care să candideze din partea PSD-ului să câștige alegerile la primăria municipiului Târgu Jiu. Ce înseamnă comenzi politice, până ca să înțeleagă toată lumea? Angajări, licitații sau ce fel? Nu aș vrea să dezvolt comenzi politice. Pot fi oricare. Cum ai un cabinet, nu, angajează domnule, ceva de genul partid, a zis partidul să faci așa și spui că... Sau cum? Hai să închiriem stadionul, ca așa zice partidul, și îl închiriem, sau cum? Da, sau repet, hai nu. Să-l facem parcare privată, că așa nu, a decis. Chiar n-aș vrea sau să care ar fi dezvolt și să direcțiile. Fac... Să fac da, asta înseamnă că... Mă rog, nu aș vrea să fac acum exemple. Intenții, înțelegeți, să acuz pe cineva, nu știu, vorbesc. Dar v-am spus de ce nu sunt aia. Bun, Marcel Romanescu e normal să fie pe locul 2. Nu, eu știu foarte bine ce vorbesc. Este primarul în exercițiu, bineînțeles că își dorește un nou mandat. E clar că vom fi competitori pentru candidatura din 2020. L-am întrebat și pe domnul, depinde unde, la PSD sau la alegeri? Nu contează, e clar că vom fi contracandidați. Nu adversar, contracandidați. L-am întrebat și pe domnul Tudor aseară, un alt potențial candidat la primărie, în sondaj va fi inclus probabil. Acum, dumneavoastră spuneați un... Și-a respins vehement. Făceați un scenariu că vor fi până în ultimul moment discuții vis-a-vis de candidatul Partidului Social Democrat Gorj la primăria municipiului Târgu Jiu. Da. Așa este. Da, bun, eu spun că din punctul meu de vedere nu e foarte în regulă, pentru că nu poți să-ți pregătești un om, să-l tot schimbi, să faci jocuri și după aceea e vorba de seriozitate. Dacă
pleci la un drum, dacă există motive temeinice, poți să faci lucrul ăsta. Dacă ai plecat la un drum și ai stabilit... De la 23% la 6% până în 2020... Da, asta este un motiv. Nu cred că se mai încurcă cineva. Corect, asta este un motiv, dar, repet, așa, numai să facem supoziții și să plecăm, să schimbăm, nimeni nu își va asuma atunci această responsabilitate. Atunci PSD chiar va trebui să găsească un candidat potrivit, neatacabil prea mult, care să nu se uzeze prea mult, să aibă un plan până în 2020. Atunci nu mai propunem niciun candidat, stăm să nu-l atace nimeni și venim cu el cu o săptămână înainte de campania electorală. Spunem, Eugen Măruță e candidatul nostru. Mai prost. Ca să nu-l atace nimeni, nu? Corect. Bun. Da, puteți să ziceți, domne, Marcel Romanescu e candidatul nostru. Și atunci chiar e perfect. Nu l-a atacat nimeni din PSD. Din... PNL, da, că nu mai are când. E un scenariu și ăsta. Și la punctul 3 am zis eu, v-am spus de când am început această emisiune, că dacă voi considera că n-am nicio șansă, nu voi candida. Stați puțin, că dacă merge sondajul ăsta, ieșiți pe primul loc, parcă te duci, vă mai puteți întoarce din drum, domne, știi că de fapt eu am calculat mai bine și mă retrag. Nu, eu n-am spus asta. Eu am spus că în cazul în care eu consider că n-am nicio șansă și sunt un om echilibrat... Vă retrageți de unde? Din... Din candidatură. Deci nu voi mai chiar candida. Dacă vă nominalizează? Indiferent. Păi, adică dacă partidul își rezervă dreptul, presupunând că aș candida din partea PSD-ului și partidul are dreptul să te schimbe chiar și în ultima zi, crezând că n-ai nicio șansă, atunci și eu rezerv dreptul. Bineînțeles, nu voi face lucrul ăsta. Adică uitați-vă ce s-a întâmplat la ultimele alegeri, la cele parțiale. Domnul, a fost că hai la ce om cu norocul. Eu sunt un om corect. Fără sondaj. Eu, dacă există acest lucru, mă voi bate până nu. Dacă se consideră că, repet, n-am șanse și dacă voi scădea, așa cum spuneați dumneavoastră, atunci mă retrag eu, nu trebuie să-mi spună cineva văzând că scad în sondaje și că n-am nicio șansă să câștig primăria. Deci, chiar vreau să spun că discut foarte deschis cu dumneavoastră și lucrul ăsta pe care l-am așezat astăzi pe hârtie, chiar le gândesc și aș vrea să le fac. M-am spicuit și câteva gânduri vis-a-vis de Târgu Jiu și ce aș vrea să fac în momentul în care, presupunând că ajung primar al municipiului. Bine, asta cu aș vrea e una și cu a putea e alta, că vedem ce se întâmplă în multe primării. Corect. Și chiar și la Târgu Jiu. Corect, dar în momentul în care candidez și îți dorești această funcție, trebuie să iei în considerare că ai și o șansă de a deveni primar. Și atunci trebuie să ai din timp făcute lucrurile astea și gândite cu oameni cu care pornești la drum și cred că lucrurile trebuie așezate și știută din timp. Adică nu te duci acolo și te trezești că ai ajuns primar și nu știi ce să faci începând de a doua zi. Vă referiți la cineva la nume acum? Sau nu, nu, chiar încă o dată. Vreau în această emisiune să nu fac nicio referire nici la actualul primar sau viceprimar, nici la posibilii colegi de-ai mei care își doresc să candideze. Chiar vreau să discut despre mine și ce vreau să fac eu. Deci chiar nu vreau să fac nicio referire nici la domnul Romanescu, nici la, repet, ceilalți colegi de-ai mei care își doresc lucrul ăsta. E dreptul fiecăruia, e șansa lor. În 2012 am condus pe PDD-ul și am făcut o campanie extrem de elegantă. M-am luat și al doilea scor pe țară, spuneam, și la începutul emisiunii și toată lumea a felicitat și a spus că a fost cea mai frumoasă campanie pe care noi am făcut-o. Sunt un om de onoare, sunt un om echilibrat, nu-mi place să jignesc, mai am reacții și răspunsuri, uneori mai și greșesc, că asta era de human, dar... Reacții și răspunsuri. Da. Înseamnă că mai supărați din când în când șefii politici și pornind de la situația asta, vă întreb cum credeți că a ajuns Adrian Tudor, viceprimar în municipiul Târgu Jiu. Nu, tocmai vă spuneam că nu vreau să comentez despre niciun coleg de-al meu. Dacă îmi dați voie, haideți să discutăm minute. Un pic. Mai avem 5 minute pe partea asta. Gata, și terminăm. Cum aș vedea eu organizarea? Repet, am scris aici câteva rânduri în ceea ce privește problemele care există în primărie și o parte din rezolvările acestor probleme. Punctele importante, sunt multe lucruri de făcut, dar... Stați așa întâi să lămurim o altă problemă. Cum vă înțelegeți cu domnul Cărciumaru acum? N-am... Bine, n-am cu domnul Weber? Bine. Cu domnul Cosmin Popescu? Bine.
Nu aveai niciun conflict, nicio Nu, agendă, nu, nu, nu. niciunul Exclus. și altul, Exclus, nicio una problemă. pe birou, alta în Nu, desertar, nu, nu. Chiar nu am avut unii față de nici măcar ceilalți. o discuție. Bine, acum să vă mai spun și o chestie. Aș mai fi avut câteva lucruri de spus, dar de vreo 6 luni n-am mai făcut o ședință de BPJ-ul la PSD și Astea că din n-a, aș avea la ce câteva timp lucruri de spus, nu neapărat de pe și câteva lucruri care ar trebui discutate acolo, de-aia nici nu vreau să le fac publice, deși știți principiul meu, cred că omul e liber să-și pună punctul de vedere înainte de a lua organizația o hotărâre, în momentul în care organizația ia o hotărâre, trebuie să te supui hotărârii. În momentul în care nu te supui hotărârii, înseamnă că te situezi în afara organizației, indiferent că vorbim de partide sau de orice altă organizație, eu știu, instituție sau ONG-ul. E bine că domnul Pastis și-a spus punctul de vedere în partid? O să rămâneți... Și dacă am spus de fiecare dată. Domnul Pastis și-a spus punctul de vedere de fiecare dată. Acum, vă repet, nu e felul meu de a aprecia ce spun colegii nu mei. Nu a procedat corect. Nu comentez. Că n-a prea fost un yes-man din punctul ăsta de vedere. Da, acum da, e și da. Din domnul Pastis, regulă. Domnul Pastis e ca și mine... Unii dintre oamenii care îi spun punctele de vedere ori de câte ori. Acum, dacă vorbesc, dar știți cum este, dacă vezi? Vorbiți de o chestiune specială sau un caz particular vis-a-vis de ultima declarație a domnului Pasti, eu unul nu sunt de acord cu ea, repet, cu scuzele de rigoare, pentru că partidul luase o decizie înainte, la nivelul forurilor de conducere. Da? Ca toată lumea să vin alături de președintele partidului să facem front comun. E, atunci apare o problemă. Asta vă spuneam. Ne comentăm, discutăm, ne spunem punctul de vedere, în momentul în care partidul ia o decizie, trebuie să o respectăm. Nu ne convine, ne situăm cumva în afara partidului. Domnul Malță, cred că un lucru extrem de important, am văzut și opinia publică, să știți că am urmărit în general emisiunile, și cred că un lucru extrem de important în ceea ce privește ca un primar să fie bun, să fie aplicat și să facă lucruri bune pentru oraș, e echipa de consilieri a acestuia. Cum văd eu lucrurile? Sau cum aș face eu dacă aș deveni primar? Deci din echipa asta a mea de... Domnul Romanescu are echipă bună acum? A spus că nu comentez. Nu comentez sub comentez, nicio formă. Nu comentăm nimic în seara asta. Păi da, comentăm declarațiile mele. Eu aș vedea o echipă de consilieri, cei trei consilieri pe care i-are primarul, formată din oameni cu experiență mare pe domenii de activitate, neangrenați politic și cu o personalitate extrem de puternică pe domeniile lor mai bun decât primarul, care au puterea și personalitatea care, ca atunci când primarul greșește, să-l tragă de mână să spună că nu e bine. Adică fără yes-man în echipa de consilieri. Și am gândit așa o echipă. De exemplu, un consilier pe probleme economice și de investiții. M-am gândit și la persoane, cu unele am discutat, cu unele n-am discutat, dar vor exista probabil și discuții în viitorul apropiat. Un consilier probleme juridice, de legislație, tot ceea ce spune, sunt foarte multe probleme pe partea de legislație, pe partea juridică în primărie, și omul din echipa ta trebuie să-ți spună ce e bine și ce nu e bine. Și aici vă dau un exemplu. Dacă aș fi mâine primar, propunerea mea ar fi pentru Pantelimon Manta. Un consilier care se ocupe de problemele sociale și culturale ale orașului. La fel, aici trebuie să fie un om cu o experiență vastă. Și stând la birou și creând în câteva lucruri, mă gândeam la Marian Negrescu, un om care are o experiență mare în ceea ce privește cultura, un om, un bun manager, un om care socializează în permanență, un om care știe problemele din oraș și pe care mi l-aș dori în echipa mea. Un alt, bineînțeles, purtătorul de cuvânt, aici am stabilit-o de, cred că de acum vreun an de zile când discutam despre candidatura domnului Măruță, că postul vi l-am propus dumneavoastră și dacă se va întâmpla asta, veți fi primul ofertat, bineînțeles, dacă veți accepta.
Și cred că extrem de important, iar aici, este managerul orașului, administratorul public, city managerul, cum vreți să-l numiți. Deci omul care trebuie să stea, să lucreze alături de primărie, pentru că, haideți să vă spun, eu am o altă viziune. Cred că primarul trebuie să stea foarte puțin la birou și să stea mai mult printre cetățeni, în oraș, în București, pentru a aduce bani în alte orașe, să vadă cum se dezvoltă orașele respective, orașele care sunt mult mai dezvoltate ca noi. Am avea un candidat pentru postul de manager public? Da, o să vă surprindă la... Deci dacă aș ajunge, bineînțeles că postul se ocupă prin concurs, da. Cred că cel mai bun și cel mai indicat ar fi Cristian Todor Pastic. O experiență de conducere a unei primării, de atâta timp. Acum, cu mulți n-am discutat, sper să nu-i surprindă ceea ce spun eu, dar, mă rog, asta e. Un om, repet, cu experiență, a condus o primărie a unui oraș, de ceva timp este consilier local, știe probleme municipiului, președinte de ședință și un tip extrem de... Și pe probleme economice și luăm pauză? Probleme economice, nu o să vă spun numele, pentru că încă n-am... Un om de afaceri cumva? Nu, m-am gândit la cineva cu o vastă experiență, dar n-am acordul de a-l face public și eu sunt un om de onoare, respect. Marin Condescu? Nu, vă gândiți Luăm o pauză, de publicitate până nu demisionează colegii din regie, revenim. Oferte imbatabile în cadrul campaniei de primăvară 2018 la Raico, dealer autorizat Husqvarna. Până în luna iunie, motofereastrăul Husqvarna 236 costă doar 799 de lei, iar motounealta Husqvarna 128R 1099 de lei. Nu ratați reducerile la motouneltele Guardview și motofereastraele pentru elagaj, dar și la motofereastraele Husqvarna 455 Ranger, 365 X-Torque și cele din gama XP. În plus, la motoferăstraiele 435-2 și 440-2 primiți cadou două lanțuri X-Cut la cumpărarea acestora. Reduceri uimitoare și la tractoarele pentru tuns gazon, între 500 și 1500 de lei, plus cadou un refulator pentru fiecare tractor cumpărat. La cumpărarea unei mașini de tuns gazon se oferă cadou o foarfecă pentru Guardview, iar la cumpărarea unui Raider 320 AVD Husqvarna beneficiați de 10% reducere la accesorii. Oferta completă a campaniei de primăvară 2018 în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna. Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Ia naiba de greu să fim cei mai buni! Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Ana Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. Cu siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusive la Ana Summer Events. Ana Summer Events, insula bunului gust. Am revenit la emisiunea noastră, sunt de vreo cu domnul Mihai Prunariu. Mâine apar și informări, promovări pe rețele de socializare, mâine în protest în piața prefecturii, împotriva guvernului, împotriva PSD. Mergeți, participați, urmăriți, ce se întâmplă? Deci eu cred că programul de guvernare e unul extrem de bun. Chiar am urmărit și dezvoltarea lui făcută și de Dalius Vâlcov și de președintele Dragnea. Și vreau să vă spun o chestiune. Dacă noi aplicăm în jur de 70-75% din programul de guvernare cu care am câștigat alegerile în 2016, vă spun că în 2020 nu vom avea sub 45% ca și procent de Partidul Social Democrat. Deci e un program îndrăzneț, e un program greu de realizat, dar foarte bun pentru oameni, unde toată lumea are de câștigat, inclusiv România.
Mergem mai departe, nu? Sau nu mi-ați spus dacă vă place echipa în care vreți să activați sau nu? Tineret? Aduceți tineret în echipă? O să ajungem și la tineri acolo, dar cred că la capitolul consilierii nu. Cred că consilierii sunt oamenii cu cea mai mare experiență și, repet, cu personalitate care au puterea și experiența care atunci când greșești să te tragă de mânecă, să spună că nu e bine. Și lucrurile astea se fac numai cu experiență. Bun. Acum, ce am văzut eu, care sunt problemele pe care le-am văzut și eu și pe care din discuțiile cu oamenii le-am sesizat împreună. Nu există o prioritate. Am notat aici, cred că vreo 7 probleme pe care eu le consider importante. Ele sunt mult mai multe și am stabilit și niște termene de realizare a acestor probleme. Aparatul primăriei este un aparat, din punctul meu de vedere, stufos, nefuncțional și retrograd. Mi-aș dori ca aparatul primăriei să fie unul suplu, dinamic și sociabil. Stai puțin că aparatul ăsta a fost construit de domnul Florin Cârciumaru, de PSD. Am spus că eu nu comentez nici cine a construit, nu comentăm nici nimic. Ce a făcut. Păi stai puțin, păi dacă vreți să faceți ceva pe baze corecte, trebuie să spuneți lucrurile pe anume, nu să... Că vă întrebam de agenda, e una pe masă, una în sertar. Va fi o singură agenda sau mai multe? Am venit la Clubul Pandurii, club cu probleme, nu m-am uitat în spate. Am făcut lucruri bune la Asociația Județeană. Eu nu vreau să comentez ce au făcut predecesorii, oamenii dinainte. Nu, eu vreau să spun ce vreau să fac eu. Care sunt problemele, nu caut vinovați, cum se pot rezolva. Asta ce presupun, lucrul ăsta se poate rezolva în primele 6 luni. Și orice management din lumea asta spune că dacă în primele 6 luni nu le rezolvi, după aceea e foarte greu, chiar imposibil să rezolvi. Împreună cu consilierii de care vă spuneam, cu experiență, să facem o analiză a tuturor serviciilor și, din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Cred că sunt foarte mulți acolo, mulți dintre ei, cu scuzele de rigoare, spun, taie frunze la câini. În primăria Târgu Jiu? Da. Mulți trebuie să plece. Dar vedeți că mulți au fost angajați în mandatele domnului Cârciumaru. Dar chiar nu mă interesează. Și mulți trebuie să plece și... Stați puțin, că în ritmul ăsta nu mai veți fi de semnă candidat la primărie. Asta vă spuneam, că am șanse 1% să candidez din partea PSD-ului. Bun. După analiza asta, sunt o groază de probleme și acevește șefii de servicii sau oamenii care răspund de anumite activități și aici trebuie făcute câteva schimbări. După o analiză, repet, am anunțit obiectivă și nu făcută de o persoană, ci făcută de o echipă. Tu ți-au luat bine, cu foarte experiență. Bine. Da. De la un an la altul. Mă rog. Deci ăsta este un punct nevralgic și care ar putea fi rezolvat în primele 6 luni. Veți da afară oameni de la primărie? Dacă... Unii dintre ei vor pleca prin restructurare. Ceilalți care nu vor înțelege că trebuie să muncească în folosul cetățeanului, vor pleca. Deci vreau în primărie numai oameni care își doresc să muncească pentru cetățean, cu atât mai mult cât au crescut salariile. Partidul se așteaptă să mai angajeze la primărie, nu să dați afară pe aia pe care îi mai găsiți acum. Deci putem angaja oameni tineri. În plus de... Asta vreau să vă spun, oameni tineri, chiar și din PSD-ul, care își doresc să muncească și care... n-au servici și care sunt dispuși, sunt disponibili și la efort și la problemele cetățenilor, oameni care să meargă pe teren, să vadă problemele și să le pună în practică. Sunt pentru încurajarea tinerilor și cred că din punctul ăsta de vedere chiar avem o problemă după 2 ani de guvernare, că mulți tineri, chiar și din Partidul Social Democrat, care au fost alături de noi în campanie și care au muncit și care unii dintre ei chiar sunt buni, nu i-am rezolvat din punct de vedere al serviciului. Unii chiar n-au servici și au probleme în ceea ce privește existența. Și cred că și în primăria municipiului Târgu Jiu se pot găsi soluții. O a doua problemă cu care ne confruntăm este curățenia orașului, care lasă de dorit grav. Mi-aș dori un oraș curat, modern, civic, da?
Când spun asta, trebuie să înțelegem că toți trebuie să avem o responsabilitate față de oraș, trebuie să păstrăm curățenia, trebuie să nu aruncăm țigări, gunoaie în diferite locuri, avem coșuri de gunoi. Nu trebuie să așteptăm ca numai serviciile... Trebuie să mai avem și coșuri de gunoi ca să aruncăm în curățenie hârtiile. Asta doar acum. Asta e o problemă, domnul Măruță, care ține într-adevăr de primărie, dar trebuie să înțelegem că și noi trebuie să avem mai multă grijă de orașul nostru. Pe 14 octombrie nu sunt decât 3 coșuri de gunoi. Da, asta e un lucru. De la Piața Centrală și până jos la ITM. Și asta... Gheorghe Doja, niciun coș de gunoi, mi se mai spune. Vă mai zic? 30 decembrie, da. Niciun coș de gunoi. E o problemă. Și asta trebuie rezolvată, ca să avem pretenție de la... Nu mai e gunoi, domnule. De la oamenii noștri să n-arunce... Asta trebuie să avem coșuri de gunoi. Dar stai puțin, că am trecut pe lângă două doamne din Târgu Jiu și cu un copil lângă ele. Și zice una, avea un abaj la o înghețată, zice, domne, unde să arunc și eu ăsta? Aruncă-l maică pe jos dacă n-ai unde. Unde să arunci omul? Peste gar la... Da. Sau în curtea firmei? Cam așa e. Da, din păcate aveți dreptate, dar lucrurile astea se pot rezolva coșul de gunoi în tot orașul. Și repet, trezit spiritul civic al cetățenilor și de a respecta orașul ăsta, pentru că e orașul nostru. Nu e orașul nici al primarului, nici al primăriei, nici al nimănui, este orașul tuturor. Și atunci toți trebuie să avem o responsabilitate. În ceea ce este curățenia orașului, lucrul ăsta ca și termen din prima zi. Trebuie făcut și menținut. Bun, o altă problemă pe care eu am sesizat-o și au sesizat-o și foarte mulți oameni este vorba de aglomerația orașului. Deci sunt extrem de multe probleme în ceea ce privește traficul în oraș, sunt extrem de multe probleme în ceea ce privește parcările din oraș și lucrurile astea se pot rezolva. Trebuie neapărat făcut un studiu de trafic. Domnul Prunoi, stați așa, că riscați dacă mergeți în stilul ăsta, riscați să fiți exact ca primarul Romanescu în momentul de față cu majoritatea PSD. Numai că dumneavoastră o să fiți de la PSD și cu majoritatea de la PSD să nu vă înțelegeți. Că aveți agende diferite. Își doresc cei de la PSD lucrurile astea? Nu, uite, mi-a spus un... Că e posibil să ne întâlnim și cu situația asta. Bun. Dom'le, eu vreau, chiar vreau să fac treabă, să mă rog, am ideile astea. Da. Și astea, nu, domnule, noi avem o agendă mai bună decât... Deci eu vă garantez că dacă... Știu noi cum trebuie să meargă orașul, nu cum deci, vrei. Deci, încă o dată, eu vă garantez că dacă voi fi primar din partea PSD-ului, va exista și o majoritate PSD sau PSD plus ALDE, sau altă majoritate în Consiliul Local și Consiliul Local va munci pentru orașul Târgu Jiu. Fără interese ascunse, întâi problemele cetățenilor, ale oamenilor, ale Târgu Jiului și după aceea alte lucruri. Am mai văzut și eu filmul. În cazul în care, vă explic că dacă tot m-ați provocat, în cazul în care voi fi un primar independent, normal că nu va exista. Păi, dezbatem, da? Nu va exista o majoritate fiind independent. Cum lucrați cu... Păi, în Consiliul Local se va stabili o majoritate. Cu atât mai mult... Poate să fie și una liberală, de exemplu. Orice fel de majoritate, vă explic. Orice fel de majoritate care va da doi viceprimari. E clar că primarul, fiind primar independent, nu va avea chestiuni partinice. Da? Și atunci va face propuneri în Consiliul Local pentru cetățean și pentru Târgu Jiu. Nu cred că vor exista disensiuni și am abilitatea de a negocia cu Consiliul Local ca să rezolvăm problemele Târgu Jiului. Și cred că toată lumea... Eu bănuiesc de bună credință pe toți cuvânitorii consilieri. Ne uităm ce se întâmplă acum la circul din Consiliul Local. Acum, presupunând că există un primar independent și doi viceprimari de la o majoritate. Păi vă spun foarte clar ce aș face eu. Așa. În condițiile în care majoritatea controlată de cei doi viceprimari nu va trece proiectele pentru oraș și pentru cetățenii orașului, primarii vor fi de decor. Adică păi nu, asta știam, asta era o evidență. Păi nu, vor sta într-un birou amândoi și... Primarii sau viceprimarii? Viceprimarii, viceprimari, așa. Da, și vor juca tabinet. Deci nu vor primi nicio atribuție. Atâta timp când nu rezolvă majoritatea din Consiliu pentru a trece proiectele benefice pentru oraș. Asta vă garantez. Înseamnă că veți lucra în plus. Da, sunt dispus să lucrez și în plus. Și nu vă veți putea angaja managerul public, domnul Pasti? Vom vedea și asta. Păi. Bun, eu v-am spus că am soluție. Eu nu cred că o majoritate va vrea să aibă doi primari de decor. Deci, uite, le analizăm din toate punctele de vedere și o să vedeți că sunt foarte deschis. Știu, o să zic că unii văd, dar ăsta
a luat-o razna. Unii din PSD sau de unde? Nu știu, din orice partid. Nu mă interesează mai puțin, vă spun ce aș vrea să fac. Bun, acum vorbeam de aglomerația din oraș și un studiu de trafic cu parcări cu foarte multe lucruri. Și cred că e o mare problemă aici și atunci trebuie găsite soluții. Bine, o să-mi spuneți că de ceva timp se tot caută. Uite, vă dau două exemple. Ca să vedeți că m-am gândit la ele, nu știu dacă sunt în regulă, dar chiar m-am gândit astăzi la ele. Ce părere aveți dacă Bulevardul Constantin Brâncuș, începând de la Piața Centrală până la Primăria Municipiului Târgu Jiu, între cele două sensuri giratorii, va fi închis și Bulevardul va deveni o parcare. Și pentru cei care stau în zonă și pentru turiștii care vin în Parcul Central să viziteze operele lui Brâncuș. Pentru că oricum ele acum blocat, sunt în loc de patru benzi, se circulă pe două. Și atunci găsești căi de acces și de comunicare, după studiul ăsta de trafic, ocolind Bulevardul Constantin Brâncuș, iar Bulevardul Constantin Brâncuș îl folosești pentru parcare, în principal pentru Parcul Central și pentru celelalte servicii care lucrează în zona respectivă. E un punct de vedere. Mai am o altă variantă. Jumătatea de insuliță care aparține municipalității și care nu este folosită în momentul de față, poate fi făcută o mare parcare. Toți turiștii care vin în Târgu Jiu și vizitează operele lui Brâncuș pot să parcheze acolo. De acolo până în operă, știți foarte bine, de pe insuliță poți trece pe podul montat acolo și ajungi în Parcul Central, după care poți să ții drept pe calea eroilor să ajungi la... Păi și când punem tarabele acolo, cu mici și cu... O să ajungem, cele... o să ajungem și acolo. Cum și să vedeți că și acolo am o viziune. Bun, ați vorbit de tarabele cu mici. Uite, haideți să vă spun. Ziceți unde facem festivalul Berii. Asta vreau să vă spun. Din punctul meu de vedere... Să cerți acum unde să-l mutăm. Domnul Măruță, din punctul meu de vedere, două zile mari sau două sărbători mari trebuie să organizeze Târgu Jiu. Unul este 1 decembrie, ziua națională, când e și liber și toată lumea trebuie să simtă... E cam greu, că e ger atunci, e frigă, nu au prea nimerit-o cu ziua asta națională. Nu prea participă populația la eveniment. Deci, din punct de vedere istoric, este cea mai importantă zi pentru români. Nu se vede. Ar trebui să se vadă și atunci orașul trebuie să fie deschis, orașul trebuie să pune la dispoziție. Și al doilea este festivalul Berii. 5 zile, 6 zile, 7 zile, cât se consideră, aș vedea orașul ăsta că trebuie să distreze în toată această perioadă, peste tot în oraș. Dacă mă întrebați pe mine, festivalul Berii ar trebui să fie în centrul orașului. Ar trebui să fie pe strada principală, adică de la Parângul până sus, în Piața Prefecturii, peste tot. O să vedeți că am o viziune și vis-a-vis de... Păi și oamenii care stau la bloc cu cârciumile în urechi și cu lăutare și cu zgomot. 5 zile pe an, oamenii care stau în zona centrală, inclusiv eu, trebuie să înțeleagă că este, sunt zilele orașului și numai trebuie să distreze, bine, zice, să trăiască bine. Colegul că la ora 10 se va închide toată șandramaua. Păi deci, nu albii atunci se apucă să bea. Lumea trebuie să înțeleagă de zilele orașului, lumea trebuie să distreze, să se simtă bine. Să mănânc ce un mic, să beau domnul bere. Domnul ăsta, Prunariu. Dacă, eu vă spun viziunea mea, dacă domnul, pune prin domnul Măruță. Da, ne încurcăm în... Da, scuzeți. O să vă sară, nu vă mai voteze nimeni cu cărciumile în centrul orașului. Asta e, dar eu nu pot să am limbaj dublu, să vă spun ceva dumneavoastră aici când ajung acolo, okay. Să fac altceva. Deci centrul orașului, de zilele orașului, trebuie să fie deschis, cu chef, cu lăutare, lumea cu, se distreze, de toate, cu tot, cu fum de la mici, cu tot, cu tot. Au făcut acum reabilitarea termică. După ce se termină zilele orașului, primăria are obligația să vină să curețe orașul. Lasă-mă, nene, cu grătarele electrice, că tot fum iese și de la electrice și de la cărbune. Dacă nu vă convine în perioada asta, dumneavoastră, ălea 5 zile, vă duceți în altă parte, în concediu. Eu așa văd. Deci de zilele orașului, tot acolo trebuie, să fie peste tot. Și mai am o altă viziune. Eu toată zona centrală asta, că am deschis subiectul, în perioada cât se poate, aș vrea să văd terase peste tot. Aș vrea să văd și eu pe asta. Cu... Deci terase și pe o parte și pe alta a centrului, unde clienții, turiștii să vină, să stea, să bea o cafea, să bea o bere, să mănânce, eu știu, un hamburger, orice. Deci, așa văd eu dezvoltarea orașului. Am fost și eu în
cam aproape în toate țările din Europa și în orașele turistice cam așa se desfășoară și Târgu Jiu e un oraș turistic, o să ajungem și la Brâncuș și să vedeți că am și acolo câteva idei. Eu nu spun că am ideile cele mai bune, eu spun Târgu Jiu, oraș turistic, viziunea mea... Clujul sau Sibiu, cum sunt? În centru. În centru. Am fost la Brașov acum și în centru orașului, sau nu știu, a fost o sărbătoare, s-a ținut în centru Brașovului. Asta cu Târgu Jiu, oraș turistic, mi se pare mai mult o glumă. Târgu Jiu, un turism de, păi, de zi, de oră, de noapte, de atât și omul pleacă. Nu e, nu este, okay. Ce să vă spun. Eu deci mai avem mult până departe să ajungem oraș turistic. Bun, eu... Vă spun sincer, mult mai avem de făcut. Dar trebuie să ne transformăm în oraș turistic. Să ajungem la punctul... Dar nu este Târgu Jiu oraș turistic. Trebuie să-l facem. Păi asta e altă idee, altă treabă. Avem cele mai importante opere. Păi le avem. Ale celui mai mare sculptor modern al umanității. Așa, și cum le promovăm? Păi asta trebuie, să ajung și la punctul ăsta și vă spun câteva idei. Bun, o altă, am lămurit-o și pe asta cu parcările. Stăteam de vorba cu doi oameni de încredere cu care eu colaborez la Asociația Județeană de Fotbal și la club. Și îmi spuneau, mi-au ridicat două probleme. Și a zis, dom'le, pădurea de la Drăgoieni, uite că nu mi-au și zis, în fiecare weekend nu poate fi amenajată pentru grătare și picnic? Și eu zic că da. Sunt două locuri amenajate de primărie pentru picnic, dar mă rog, nu prea știe lumea unde. Lumea a trebuit popularizată, iar oamenii care n-au posibilități să plece în altă parte, trebuie să meargă acolo și trebuie să facă grătare, picnic, tot ce își doresc. Doi. Mi-au zis, dom'le, cum rezolvăm cele trei intersecții importante, sensuri giratorii, cel de la Piața Mare, cel de la, de la Parângu și cel de la Tudor Vladimirescu. Și cine, tot stând de vorbă cu unul dintre colaboratorii mai acolo, spunea, dom'le, dar nu se pot face treceri subterane pentru pietoni? Ba da, eu cred că... Domnul Cârciumaru de 10 ani, cred că vorbea de trecerea asta subterană și nu le-a mai făcut. Domnule, înțelegeți? Nu știu. Domnul Romanescu la fel, a trecut un an și... Vă repet, domnule, cum le facem? Fac și eu, și eu sunt de acord cu asta. Dar cum le facem? Foarte cum simplu, domnule, investiția nu este foarte mare. Vă dați seama că, de exemplu, o trecere, pietonii nu vor mai avea voie să circule pe stradă. Iar trecerea de pe un bulevar pe altul, asta se face subteran, pe un pasaj unde, uitați-vă că există în București, există peste da, tot. Da, domnule, dar trebuie să muți canalizare, să muți rețelele de apă, de cablu, de la SRI, de la pe cine mai locuiește prin subteran pe acolo. Nu, că rețeaua asta de canalizare nu e peste tot. E o zonă, că trecerea asta subterană... Ei de ce nu le-au făcut până acum? Dar nu mă întrebați ce au făcut. Păi dar sunt cu dumneavoastră în partid, o să vă întrebe și eu. Domnule, dar ai tăi, de ce nu le-au făcut? Gândiți-vă că o trecere de 3 metri lățime, 4, ar rezolva toate problemele astea. Cu câți bani? Cât ar costa o trecere? Nu știu, dar nu... Costă foarte mult, că sapi... Mă întors, zice colegul, că avem pasajul puternic la gară, dinspre gara Târgu Jiu, vis-a-vis unde e acel bloc uriaș. Nefolosit, e închis. E nefuncțional. E inundat în permanență. Păi. Și s-a ajuns la concluzia că nu se poate scoate apa. Uite, ăsta trebuie rezolvat. Poate fi folosit. Ne-a sunat cineva două minute să vedem despre ce ne povestește. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, bună seara. Salut, Eugen. Salut, Mihai. Salut. Eu cred că tu, Mihai, ca membru al Partidului Social Democrat, ar fi foarte bine să ne anunți că în 2020 PSD-ul se desfințează și că, în consecință, nu mai prezentați niciun candidat la nimic. Eventual că la pușcărie să se ducă vreo 20 de șefi de la PSD. Deci, dacă noi chemăm mâine la o bere 3 studenți de la Timișoara, 3 studenți de la Cluj, 3 de la București care au venit atât în vacanță, probabil vor veni cu idei mai bune decât ale tale, Mihai. Contextul este următorul. Operele din piatră, capodopele brâncușene, vile cu buruieni, au închis până și magazinul ăla de suveniruri de lângă WC-ul. La zilele orașului anul ăsta s-a cerut cât 1000 de euro pe terasă, lucru imposibil, și nu se întâmplă nimic bun, ce să mai... Am avut o echipă de fotbal, ascultă-mă, am avut o echipă de fotbal și un stadion, nu mai avem nici stadionul, nici echipa de fotbal. Acolo, lângă serviciul tău, Mihai, lângă sala sporturilor, sunt două groci, caută și acum canalizarea.
să acordeze o sală care a costat 100 de miliarde. Deci, eu dacă aș fi membru PSD și aș ieși la televizor, aș începe așa. Sunt membru PSD, mă cheamă Mihai Prolariu și îmi cer scuze, oameni buni, pentru cât rău v-am făcut de zeci de ani în județul ăsta. Este inadmisibil să facem teoria chibritului pe dezastru din jurul nostru. Spune-le, Mihai, adevărul, de ce nu se lucrează la varianta de ocolire? Spune-le oamenilor că Cârciumarul are nesimțirea să-și țină colegul de clasă pe Ion Tudor, șef la drumul național. Spune-le că Adrian Tudor nu are nicio legătură cu postul care e și efectele se văd în jurul nostru. Ce rost are să vorbim despre 2020 când în jurul nostru este un dezastru generat de PSD? Și subliniez că și Romanescu e tot opera PSD-ului. Este invenția PSD-ului, un om de care PSD-ul s-a folosit și până să ajungă Romanescu primar și de care se folosește și azi. Mulțumesc mult pentru atenție, o zi bună. O seară bună în continuare. Dacă n-ați dat și o avea răbdarea să termin... Nu, că se aude la televizor acum. Da, să termin. Aveam discuții, da, mai vreau să spun și despre Brâncuș, vorbeam și despre sport. Sunt multe din lucrurile pe care eu apreciez orice poziție a fiecărui cetățean. Narcis Dajiu e un lider de opinie, are dreptul să-și spună punctul de vedere, dar foarte mult, eu cred că în preambulul discuției mele cumva mi-am pus și un pic de țărână în cap. Am spus că n-am fost agreat niciodată de liderii PSD, n-am condus nici primăria municipiului Târgu Jiu, n-am condus nici Consiliul Județean ca să mi se poată fi imputate mie niște lucruri în mod direct. Pentru faptul că sunt un simplu membru PSD, nu cred că e de acuzat asta și eu înțeleg supărarea Narcis Dajiu, îi respect punctul de vedere, dar am altă opinie față de el. Dacă avea răbdare până la sfârșit, să termin și de punctele de care spuneau, e clar că, așa cum spunea el, la 2-3 studenți pot să aibă idei mult mai bune decât mine, decât oricine altcineva. Important este că eu am deschiderea față de toți oamenii de a discuta. Chiar am în plan să fac un consiliu consultativ lunar cu oameni de influență, cu oameni care au poziție în oraș, cu oameni care au gânduri, idei, să stăm să le punem pe hârtie să găsim soluții. M-ați întrebat ce aș face eu. Eu nu pot să spun nici ce au făcut alții, nici ce vor face alții. Eu spun ce fac eu. Eu nu pot să vorbesc în numele altora. Eu vorbesc în numele meu. O altă problemă. E pauză, domnule? Nu e pauză, mai avem două. Altă problemă și importantă, și asta o spuneam și în 2012, investitori, locuri de muncă. O problemă extrem de importantă. Acum, e de văzut dacă în Târgu Jiu e necesar un parc industrial sau trebuie găsite și amenajate locuri care aparțin primăriei, terenuri care trebuie să fie conectate la toate utilitățile, și create facilități pentru investitori care vin de afară. Știu, o să zic că oamenii, domnule, dar pentru noi care suntem aici de 100 de ani, ce facilități ne dai, ce... Domnule, ca să aducem, voi sunteți de aici, sunteți de-ai locului, sunteți oameni care trăiți în orașul ăsta, ca să aducem investitori din altă parte, trebuie să-i și stimulăm cumva, vis-a-vis de taxe și impozite. O propunere, de exemplu, 3 ani de zile, cel care va veni din altă parte și va investi în municipiul Târgu Jiu și va crea locuri de muncă, să fie scutit de plata taxelor, impozitelor. E de discutat aici. Asta am făcut-o și la Asociația Județeană de Fotbal. Orice echipă nouă înscrisă în campionatul județean au primit de la Asociația Județeană de Fotbal echipament, plase de porți, tricou, steaguri, minci, ca să vină să intre în această competiție. După care... oamenii au devenit egali. Toată lumea la fel. Toată lumea plătește impozite, toată lumea plătește taxe, toată lumea contribuie la bugetul municipiului Târgu Jiu. Da, luăm acum o pauză de publicitate. Termen partea... 4 ani. Cu partea 3. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Ana Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună.
De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscina copii, piscina adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusiv la Anna Summer Events. Anna Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. Bilet pentru cei dragi. Știu că vă plac dulciurile, dar nu aveți timp să le faceți în casă. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. Cu multă pasiune, Aida. E vremea să mergeți la patiseria Aida. Toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești la patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la patiseria Aida din Târgu Jiu, strada Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, cu multă pasiune. Patiserie din 1994. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici. Și aici. Și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Ample activități extracurriculare și de voluntariat. Cursuri de limbi străine, engleză, franceză, germană. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, strada Mioriței, numărul 4. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. Te-ai
interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servici pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. SCPT&DS Impec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&DS Impec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&DS Impec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253-211-321. Am revenit în direct la emisiunea Dilemele Zilei. Această seară Mihai Prunari, unul dintre pretendenții la un post de candidat, la postul de candidat pentru primăria Târgu Jiu din partea Partidului Social Democrat, sau mă rog, ca independent, sau din partea oricărui alt partid. Vedem ce se întâmplă până în 2020 și încearcă să ne spună domnul Mihai Prunariu cam cum vede lucrurile la Târgu Jiu și cum le va pune în practică, dar noi trăim destul de mult timp în municipiul Târgu Jiu ca să ne dăm seama cât de greu se mișcă lucrurile în acest oraș, de foarte mult timp, și se mișcă nu greu, se mișcă aproape deloc și pe loc, cum se spune. Și vă dau și un exemplu legat de Constantin Brâncuș și de ce nu cred că se va întâmpla mare lucru și de transformarea orașului Târgu Jiu într-un oraș turistic, în special oraș turistic pe domeniul cultură, Constantin Brâncuș. Pentru că ne lăudăm de ani de zile că vom moderniza Calea Eroilor și o vom pune în valoare. De ani de zile nu reușim să modernizăm, am mai spus și aseară cu un alt pretendent la primăria Târgu Jiu, Adrian Tudor, nu reușim să modernizăm WC-ul din Parcul Central. Cum să mai modernizăm noi Calea Eroilor dacă nu suntem în stare într-o lună de zile să punem la punct acel WC, pardon, într-o săptămână să punem la punct acea toaletă publică din Parcul Central unde intră și străini și vă-și vomită splina acolo sau colecistul ce își mai dau pe afară. Cum să facem așa? Deci sunt niște lucruri foarte simple. Dom'le, dacă tu nu rezolvi lucrurile astea mărunte, la îndemână, prin încredințare directă pui faianță și gresie acolo, chiar și la un prieten. Cred că ați văzut că... Cum mai faci tu o lucrare de 70 de milioane de euro sau cât e asta? 50, 40, Calea Eroilor? Cum mai pui în... modernizezi transportul public, un alt proiect de 30, 40 de milioane de euro? Înseamnă că par niște glume astea. De ce eu zic că atunci când apar promisiunile astea din partea unui candidat sau altuia, la un moment dat nu par rezonabile. Că nu... Mă rog, și eu pot să zic acum. Dom'le, și eu voi candida și... facem și subterane, facem supraterane. Îl promovăm și pe Brâncușul ăsta. Și când ajung primar, pauză. Cum facem să se întâmple lucrurile? În mare parte, și dumneavoastră aveți dreptate, chiar și colegul dumneavoastră... Și dacă îl veți schimba pe domnul Adrian Tudor, dacă ajungeți primar, din postul de viceprimar? Chiar și Narcis Dajoare, în multe lucruri pe care le spun are dreptate. În schimb, eu vă spun că am altă... Uite, la punctul 5, am vorbit de punctul 4, investitori, locuri de muncă, la punctul 5 subliniat am Brâncuș. Așa. Și asta tocmai vorbeați. Am o altă viziune și eu știu și părerile în alții zdagi, le citesc pe Facebook, le citesc pe rețelele de socializare, le știu și părerile dumneavoastră, eu am altă viziune aici. Deci, bun, din prima zi asta, indiferent ce primar vine, trebuie să înceapă promovarea lui Brâncuș. Într-adevăr, mi-am notat axa Brâncuș, investiția, de văzut, de rezolvat. Dar, încă o dată, și dacă nu-i rezolvat lucrul ăsta, axa Brâncuș, noi putem avea la Târgu Jiu turiști care vin și din țară și din străinătate să viziteze cele mai importante opere, repet, ale sculpturii moderne, universale. Vorbeam de centru, știți că vă spuneam că dacă tot vrem să facem oraș cultural, turistic, orașul, centrul orașului cu berării, cafenele, comenzi stradar modern, nu vechituri, haine și alte chestiuni de genul ăsta.
O altă problemă, cazarea și masa pentru turiști. N-am o ordine anume, mi l-am spicuit așa. Aici trebuie discutat cu toți proprietarii de hoteluri și pensiuni din tot municipiul, dar în special cei din zona centrală, pentru a asigura și a promova operele lui Brâncuș. Adică cum văd ei dezvoltarea, cum văd asigurarea cazării mesei tuturor cetățenilor. Și dacă colegii noștri din majoritatea PSD. Iar în fiecare cameră, în fiecare recepție de hotel de pensiune se află materiale promoționale cu Brâncuș. Chiar aș vedea o asociație, creată o asociație a proprietarilor de hoteluri și pensiuni, care să vină în sprijinul nostru, pentru că ei au foarte multe lucruri deja gândite. Domnul, și vă spun, uite, am stat de vorbă... Înainte de a pune pliante în cameră, nu, ascultați-mă mie, trebuie să ridicați câinii comunitari de pe stradă, să nu-i muște de fund pe turiști. O să ajungem și acolo. Ca să nu pierdem firul, că sărim de la una la alta și mai înțelege, lumea nu mai înțelege ce vreau să spun. Chiar discutam cu niște oameni care au pensiuni și îmi spuneau vis-a-vis de că se poate crea un circuit turistic Brâncuș, așa, care să implice Hobița, Târgu Jiu, bineînțeles, ne putem extinde Tismana, Valea Sohodolului, cu picnicuri la iarbă verde, adică lucruri care se fac în străinătate. Oamenii duși cu mijloace de transport, văzute toate aceste opere, făcut acest drum, acest traseu și după aceea de pe Valea Sohodolului, de ce să-i ducem, domnule Prunariu? Pentru că n-au ce cu... să vadă în Târgu Jiu? Poftiți? Îi ducem acolo că n-au ce să vadă în Târgu Jiu? Haideți să nu uităm Hobița, cel mai important... Îi putem ține în Târgu Jiu pe turiști două zile să-i ținem ocupați aici? Da. Avem un aquapark? Avem 10 muzee? Avem un muzeu național Constantin Brâncuș. Dacă vreți să bagatelizăm acum. Păi nu, eu vă spun. Poate păi, nu, trebuie să gândim la alt nivel, înțelegeți? Păi, eu vreau să vă spun ce se poate face urgent și fără costuri mari, domnul Măruță. Nu chestii pe asta fantasme, domnule, sunt realități, păi, se pot face rapid. Aqualand-ul ăla. Ăla se face pe fonduri europene. Dar asta vreau să... Primăria Deva sau cum se numește. O să ajung și acolo, dar lăsați-mă să am și o logică în ceea ce spun. Da. Lăsați-mă să termin cu Brâncuș. Vă las, da, gata. Bun. Nu mai zic nimic. O altă, sunt un yes man. Nu, da, chiar pierdem logica. Un alt lucru important, aș implica tinerii în programe de dezvoltare și de popularizare a lui Brâncuș și a operelor sale. O campanie extrem de agresivă, știți că Guvernul României a făcut programele startup pe diferite sume. Eu aici aș vedea unde pot participa tineri care au PFA-uri, IE-uri, întreprinderi independente, organizații, studenți care vor să câștige un ban. Iar în bugetul primăriei să regăsească o sumă clară care va fi pentru promovarea a ceea ce înseamnă Brâncuș în toată lumea. Rețele de socializare. M-am gândit, de exemplu, eu aș desfința centrul Brâncuș. Mi se pare inutil și nu-i văd logica și oricum nu face sigur nimic. Vreți să deveniți primar al orașului? Da. Deci cum desfințați centrul? Și prin aceste organizații de tineri, mai ales în perioada de vară, când există cea mai mare afluență a turiștilor, tinerii de la Constantin Brâncuș, tinerii din orașul nostru, tineri din alte părți care se întorc în Târgu Jiu în perioada de vacanță, pot face pe ghizi. Pot să primească bani pentru lucrul ăsta, repet, pe PFA-uri, pe angajați la diferite ONG-uri, care să știe și să-și dorească să câștige un ban și să îl popularizeze pe Brâncuș, să explice ce înseamnă Brâncuș oricărui cetățean care să cunoască limbi străine, să discute. Un ghid la masa tăcerii, un ghid la poarta sărutului, un ghid la coloana infinitului. Prin rotație, ca să nu încălcăm, da, e de dezbătut, cum aș vedea eu. O altă chestiune, la fel aș programe, deci trebuie să existe o campanie extrem de agresivă în ceea ce privește Brâncuș. Și lucrul ăsta se face în principal și cu sprijinul mass mediei. Tot în bugetul primăriei aș prinde bani special alocați în primul an, pentru mass media și pentru o campanie agresivă în ceea ce înseamnă promovarea lui Brâncuș, din toate punctele de vedere. Și eu cred că voi, presa, știți mai bine decât oricine altcineva să faceți acest lucru, bineînțeles și primind finanțare, pentru că banii primăriei trebuie să meargă acolo unde oamenii rezolvă probleme pentru municipalitate. Decât să ținem 20 de angajați care nu fac nimic, mai bine banii ăștia, repet, îi dăm spre cei care se pricep să facă lucrul ăsta mai bine decât oricine.
aș implica teatru cu Ervila Godanu în promovarea lui Constantin Brâncuș. Spectacole, vorbeam de Zilele Orașului, care am zis la un moment dat festivalul Berlin, nu, Zilele Orașului și 1 decembrie. Aș vedea ca de Zilele Orașului, inclusiv teatru, să facă spectacole și aș aduce unele dintre formațiile cunoscute, pentru că, repet, de Zilele Orașului, târgujenii trebuie să distreze, trebuie să asculte muzică bună, ceva în genul Antoldului la Cluj, dar pe centrul orașului. Deci am vorbit de teatru, am vorbit operele lui Brâncuș, cineva îmi spunea, știu că, cineva îmi spunea, dom'le, dar cum faceți cu operele lui Brâncuș? Dom'le, eu spun așa, dacă Brâncuș vrea ca operele lui să nu fie atinse, le făcea undeva într-un muzeu, într-un loc acoperit, le îngrădea. Brâncuș l-a lăsat în aer liber, știind că oamenii vor să vină, nu numai cetățenii din Târgu Jiu, ci toți cei care vor să vină să viziteze operele lui Brâncuș, să pună mâna pe ele, să se pozeze lângă ele, nu înconjurate. Hai să nu uităm, eram copii, domnul Măruță, și mâncam pe masa tăcerii, nu se mai dărâma masa, atâta lucruri. Bun, acolo unde se dărâmă se poate reface. Gândiți-vă într-un castel, te duci și n-ai voie să pășești pe trepte, că înseamnă nu mai intri în castel. Adică e o viziunea mea, eu cred că, repet, operele lui Brâncuș trebuie să dea satisfacția oamenilor, repet, de a veni lângă ele și de a se poza. Pentru că, ați văzut, a luat o foarte mare amploare aceste rețele de socializare și oamenii se pozează în diferite regiuni ale lumii cu diferite opere de altă și le pun pe... Nu poți să faci o poză cu Poarta Sărutului. Doi tineri întrăgostiți nu pot să vină să se pupe la 5 metri de Poarta Sărutului. Nu, trebuie să pupe sub Poarta Sărutului, că așa ne pupam și noi în liceu cu prietenele noastre. Bun, o altă problemă, spunea Anacis Daju de sport. O am trecut aici. Termen din prima zi, tot timpul chestia cu Brâncușul. Deci nu există aici un an, doi ani. E termen permanent. Sportul. Dom'le, aici sporturile individuale sunt rezolvate. Va exista o descentralizare, Clubul Sportiv Pandorii va trece de municipalitate, atletism, lupte, box, radioamatorism sunt la cel mai înalt nivel, vom avea sporturi individuale, unde suferim și unde ar trebui găsită problema, sporturile de jocuri, sporturile de echipă. Aș face juniori handball basket la acest club al municipalității, juniorii noștri care să vină să joace, în momentul în care ajung la seniorat, se ducă la cluburi profesioniste din altă parte, pentru că e greu la nivelul municipiului Târgu Jiu, dar nu e imposibil să ții măcar o echipă de Liga 1, handball basket. În ceea ce privește fotbalul, știți punctul meu de vedere, primăria mi-aș dori să avem o echipă la Liga 1. E greu, am avut, dar nu e imposibil. Primăria, ca și club municipal, nu poate să țină decât echipa până la Liga 2. În Liga 1 cluburile trebuie să fie de drept privat, nu pot fi cluburi de drept public. Și atunci soluția e în curtea noastră. Pandurii sau Energeticianul. Primăria trebuie să hotărască dacă continuă să finanțeze Pandurii și va da bani la Pandurii dacă există o soluție de a scăpa clubul de la faliment, sau la Energeticianul, care e echipa noastră și care poate să joace pe municipal și care poate să vină pe lângă facilitățile pe care le poate acorda chiar și în același timp. Nu văd o problemă și la Pandurii și la Energeticianul să joace amândouă echipele din primăvara viitoare pe municipal, facilități în ceea ce privește costurile stadionului și în plus buget pentru așa ceva. Dacă ești asociat la Pandurii, hai să nu ne mai ascundem. Ori ne retragem de la Pandurii și hotărăm că de mâine nu mai dăm bani acolo, ori dăm bani în continuare și finanțăm clubul. Ceea ce se întâmplă acum la nivelul clubului sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu de fotbal, nu vă spălați, eu cred că există o chestiune ascunsă. Adică conducerea clubului dă în judecată cei 5 membri asociați, 4 sunt puși la plată, 1 nu, ceea ce mă face să cred că ceva e necurat la mijloc. Nu se ia nicio măsură. Am văzut întâmpinările pe care le-au făcut și Primăria Municipului Târgu Jiu și Consiliul Județean. Și subțiri. Repet, și atunci, domne, nu vreau să existe un lucru ascuns, adică o înțelegere
Nu spun că se întâmplă lucrul ăsta, dar mă gândesc și la treaba asta. Pe sub masă noi ne-am înțeles cu cei care conduc echipa la Pandurii. Dom'le, noi ne facem că nu dăm bani, voi ne dați în judecată, ne câștigați și vă dăm banii prin hotărâri judecătorești. Nu mi se pare regulă. Adică hai să ne asumăm o altă răspunderea. Finanțăm Pandurii sau nu-l finanțăm? Și Consiliul Județean și Primăria Municipiului Târgu Jiu. Și să o facem deschis, că lumea mă întreabă și mă oprește prin oraș ce faceți cu Pandurii. Și ridic din numeri și spun nu știu. Păi cum nu știți? Sunteți consilier județean. Dom'le, dar nu eu hotărăsc acolo, eu am un vot. Hotărârile se iau prin alte părți. Deci trebuie să lămurim o dată. Finanțăm Pandurii, nu finanțăm. Dăm în judecată, ne-au dat Pandurii în judecată, ne apărăm sau nu ne apărăm? Chestii pe sumasă, mie, repet, nu-mi plac, dar nu vreau să bănui pe cineva de alte lucruri. Cu sportul, v-am spus, aici, haideți să vă spun, o să vă surprindă ceea ce vă spun, am discutat și cu Marcel Romanescu vis-a-vis de viziunea față de club, am discutat și cu Aurel Popescu. În prima fază am căzut de acord că ăsta va fi viitorul sportului. Adică, domnule, avem sporturile individuale, le preluăm cu patrimoniu și cu ramuri care sunt profesioniste, în sensul că antrenorii care muncesc acolo, în sensul că... Și vă spun, Clubul Pandurii are o structură extrem de suplă. Este un director, un contabil șef, o economistă și un administrator. Ăsta înseamnă personalul TESA de la Pandurii. Restul sunt toți angrenați în treabă. Antrenori, recepționere, bucătari și ospătari. Plus un șofer. Sunt 23 de toți. Și, repet, cu rezultate extraordinare. Plus, datorită faptului că eu am avut o înțelegere în cei 20 de ani de zile cu toți antrenorii care au ieșit la pensie, ei continuă activitatea ca și voluntari, cu contract de voluntariat, fără bani în cadrul clubului, repet, având în vedere buna mea relație pe care am avut-o în decursul timpului. Și au venit să mă sprijine, să mă ajute în continuare în ceea ce privește sportul de performanță la Clubul Pandurii. Acum, vă spun o chestie. Marcel Romanescu a fost un tip ok. Deci și-a respectat promisiunea. Ceea ce am discutat cu el a fost ok și chiar dacă uneori probabil l-am mai criticat pe Marcel Romanescu, o să o fac și în continuare cu scuzele de rigoare dacă uneori se simte jignit. Chiar nu vreau să jignesc, dar în ceea ce privește partea de sport, ceea ce am discutat concret cu domnia sa a fost un tip de onoare și un tip ok. Ceea ce nu pot spune despre colegii mei din PSD și Aurel Popescu, care am discutat ceva și s-au sucit și au dat alte hotărâri, dar nu vreau să dezvolt aici lucrul ăsta. Deci, din punctul ăsta de vedere, jos pălăria pentru Marcel Romanescu, care are o viziune în ceea ce privește sportul gorjean. Doriți să-l învingeți în alegeri pe domnul Romanescu? Da. Păi și l-ați lăudat de 3 ori până acum. Dom'le, eu sunt omul care v-am mai spus la începutul emisiunii, care atunci când faci lucruri bune, te laud, care atunci când nu faci, te critic. Nu văd o chestiune în punctul ăsta de vedere. Bun, vă spuneam de rolul primarului. Vorbeam foarte, cred că e un lucru extrem de important. Repet, city managerul, administratorul public trebuie să stea să rezolve hârtii, acte, toată partea asta și trebuie un om cu experiență care a lucrat acolo, iar primarul trebuie să plimbe, să știe problemele cetățeanului, să le cunoască și să găsească soluții. Asta nu se poate face decât dacă în fiecare zi ești prin oraș, trebuie să aduci bani, proiecte de care spuneați dumneavoastră, domnul Măruță, proiecte importante și lucrurile astea nu se fac decât accesând fonduri europene pe diferite programe sau fonduri guvernamentale, la fel pe programe și pe structuri. Bun, acum o să vă spun câteva idei, o să vă... M-ați întrebat de adversari, i-am spus, mi-am scris aici și că v-am spus, am făcut o analiză SWOT, exact cum presupune, și aliați. Să știți că am și aliați. În principal, cei care, eu sper ca... Dar nu sunt în PSD sau cum? Nu, o să vorbesc, cum am spus, eu sunt PSD. Sunt și în PSD. Eu sunt PSD-ist în momentul în care vorbim, mi-aș dori să candidez... Cât timp veți mai rămâne în PSD? Mi-aș dori să candidez... Facem o prognoză acum, se cheamă... V-am spus condițiile. Mi-aș dori să candidez din partea PSD-ului la primăria municipiului Târgu Jiu. Profeție. V-am spus că dacă cumva lucrurile nu vor merge în regulă și nu vor fi corecte față de mine, îmi rezerv dreptul ăsta de a candida ca independent. Dar îmi doresc să candidez din partea Partidului Social Democrat. Aliați, cei care mă cunosc, în odată și ăsta, cei care au discutat cu mine, cei care au lucrat cu mine, cei care lucrează cu mine
și sper să-mi fac aliați cât mai mulți târgujeni, oameni cu care să dezbat, cu care să discut și cărora să le găsesc soluții. Că vă mai spun o chestiune, uite, m-am gândit acum în timp ce vorbeam. Dom'le, știți că în momentul în care plouă torențial și crește, eu știu, cantitatea de apă pe metru pătrat mai mult decât 25 de litri pe metru pătrat sau 30, sunt inundații. Inclusiv bulevardul Constantin Brâncuș se inundă. Dom'le, acum, e clar că canalizarea nu face față, dar lucrurile astea se întâmplă la precipitații abundente în toate orașele din România și în orașele mai mari din vest. Ne uităm că și în Franța, și în Germania, și în Austria, atunci când au depășit precipitațiile, de exemplu, 40 de litri pe metru pătrat, chiar au fost inundații. Nici o canalizare nu face față la... Nu, asta e problema. Problema este că atunci când plouă și canalizarea nu e făcută pe drumuri, apa intră în casele cetățenilor și le inundă proprietățile și le distruge casele. E, pe străzile astea, acolo unde lucrurile astea se întâmplă, ăsta trebuie să fie o prioritate pentru primăria municipiului Târgu Jiu să rezolve. Că pe bulevardul Constantin Brâncuș nu inundă nimic. Dar acolo lucrurile astea trebuie rezolvate și trebuie găsite soluții. Vis-a-vis de, acolo trebuie spart și canalizarea trebuie rezolvată. Sunt oameni care, repet, ori de câte ori plouă mai tare, apa le intră în curte, apa le intră în case, au probleme. Astea sunt problemele importante. Dumneavoastră știți cu cine vă bateți pentru postul de candidat la primăria Târgu Jiu în PSD? Adrian Tudor. Da. Știți cine este Adrian Tudor? Este finul președintelui PSD Gorj. Așa. Păi dumneavoastră cine sunteți? Adică să înțeleg că... Păi da... Întrebarea... Păi nu e, dar asta e de... Dumne, pe mine mă recomandă. E o treabă de da. Bază. Eu nu sunt rudă cu nimeni, dacă vă interesează lucrul ăsta. Nici cu Dumitru Prunariu? De departe. De departe, mă rog. Chiar nu... Și nu, așa nu sincer, acum lucruri. Nu e o glumă asta. Dar da, chiar nu știți cum se fac treburile în politică? Mi-am propus astăzi să nu discut despre niciun coleg de-al meu. Vă dau un alt exemplu. Vă rog. Lista PSD pentru alegerile parlamentare. A plecat o listă la Târgu Jiu? Da. S-a întors la de la București? Da. Decizia centrală. Și atunci cum se fac treburile în politică? V-am spus încă o dată. Deci eu nu vreau să-mi critic colegii. Da, nu vreau să discut despre ei nici ce puncte tare au, nici ce puncte slabe au. Nici ai cui sunt, nici ai cui nu sunt. Da? Eu vreau să spun atât. S-a stabilit o regulă, sunt stabilite niște principii în partid. Dacă lucrurile se respectă, eu sunt un om de echipă. Dacă nu, nu uitați că vorba unor prieteni de-ai mei, eu sunt pățit. Eu nu vorbesc acum, știți cum e, eu sunt pățit și cu postul de vicepreședinte și cu postul de secretar de stat, eu trec prin asta. Mi-am luat măsuri sau îmi voi lua măsuri să nu mai fiu păcălit. Și cu asta înțelegeți ce vreți dumneavoastră. Deci eu chiar sunt cel pățit căruia seara i s-a propus și seara era, dau un exemplu, vicepreședinte și dimineața n-a mai fost. Deci eu lucrurile astea le cunosc. Și de asta vă spuneam că eu nu am avut și nu am o relație bună cu conducerea PSD-ului. Dar cu colegii mei... Așa se fac în politică treburile. Asta e. Și tot politică va fi și la Consiliul Local. Îmi dați dreptul până în ultim... Și la Consiliul Local tot de politică vă veți lovi. Corect. Îmi dați dreptul ca până în ultimul moment... Când veți veni cu proiectele, cu Brâncuș, cu festivalul Zilele Orașului, cu subteranele, cu supraterane, tot cu Consiliul Local veți lucra, care e politic și el. Și dacă nu vrea nu știu cine, poate nu se rezolvă o anumită problemă. Aia am discutat că sunt soluții, dar mă rog. Bun. Păi închideți pe bun, și atunci ce propuneți? Să mă duc acasă? Nu. Păi strâng ăsta și mă duc acasă. Dacă dumneavoastră, cetățeanul de pe stradă, îmi spuneți că n-am nicio șansă, atunci domnul Măruță, mă duc acasă și lăsăm ca lucrurile să meargă în continuare. Ieșiți și dumneavoastră și Narcis Daju și alții și spuneți, domnule, lucrurile nu merg în regulă. Și dacă eu vin și spun că, domnule, n-aș vrea să țin cont de chestiunile politice în ceea ce privește administrarea municipiului, spuneți, domnule, n-ai nicio șansă. Dar veți lucra cu Consiliul Local, eu asta vă spun, nu vă spun că n-aveți nicio șansă. Eu sunt convins că voi lucra bine. Pentru că nu există ca proiectele importante pentru orașul ăsta să le... Și v-am spus că am și pârghii de rezolvarea lor. Am înțeles, da. Pe viceprimare închideți în birou. Nu, uite, haideți să vă spun că m-ați întrebat. Deci dacă aș câștiga alegerile din partea Partidului Social Democrat la primăria municipiului Târgu Jiu, aș prefera să lucrez ca și viceprimar cu doi oameni. Așa. Unul este Gabi George și al doilea este Adi Tudor. O să vă surprindă ce vă spun. În cazul în care nu există o majoritate formată de PSD-ul și există, sunt candidatul și câștigătorul din partea PSD-ului,
Bineînțeles că vom face alianță cu partidul cu care suntem aliați, cu ALDE. Dacă îmi cereți aici la ALDE o persoană cu care aș, viceprimar, aș colabora, cred că, foarte bine și aș vedea un bun viceprimar pe Mădălina Ciolocoi. Dacă va candida pe lista de consilieri municipali, dacă va candida pe lista de consilieri județeni, o să mă gândesc. Dar... V-ați vedea viceprimar la Târgu Jiu? Viceprimar la Târgu Jiu? Da. Nu. Nu. Nu, nu, m-ați întrebat, v-am răspuns. Bun. Acum, haideți să vă spun câteva idei și poate o să pară așa un pic populistă, dar eu chiar le simt și le trăiesc. Am senzația de multe ori că orașul moare pe zi ce trece și toți stăm pasivi și dacă încercăm să găsim soluții, suntem înfierați unii cu mărie proletară, ce bă, a venit ăla să ne dea nouă lecții. Bun, domnule, dar să știți că primii care vă înfierează sunt colegii noastre din PSD. Haideți, spuneți-mi dumneavoastră, ba, da, păi, dumneavoastră, cum ar fi bine? Dumneavoastră a scris... Pe dumneavoastră sunteți unul dintre primul, oamenii care, dacă veți face parte din echipa mea, trebuie să-mi dați și soluții, nu numai să-mi arătați cu deci. Dumneavoastră a scris pe hârtie acolo, primul meu inamic, PSD. Da. Adică cum ați scris... Asta v-am spus vis-a-vis de candidatură. Cum ați fi scris... Nu, nu, asta vorbeam vis-a-vis de candidatură. Cum ați fi scris primul meu dușman, familia mea. Nu, nu, de asta vorbeam de... Și vă dați seama ce reacție ați avut acum în rândul colegilor de la PSD. Dom'le... Mâine veți fi în ședință. E ok. Eu v-am spus adversarii în ceea ce privește candidatura. Da, stați că a zis că de 6 luni nu s-a mai... Deci nu mai, spus, nu vă spuneam adversarii mei în ceea ce privește candidatura la Târgu Jiu. Da. Da? Bun. Păi oricum a fost de impact asta cu PSD pe primul loc. Eu cred că am fost foarte clar și v-am spus, inclusiv eu m-am trecut acolo și... E clar că prima problemă va fi și va trebui să câștigă alegerile în interiorul partidului. Dacă... Sau sondajul. Ce mi se pare, iar, Tome, repet, vreau ca toți să contribuim la dezvoltarea orașului. Criticăm, dăm cu pietre, lucrurile nu merg bine, dar când soliciți niște oameni să vină lângă tine, să-ți dea sfaturi, sau care-i viziunea lor, sau ce vor să facă, și păi nu, eu nu. Nu trăim toți în orașul ăsta, că suntem ziariști, că suntem... Tome, de la Vlădică până la Oplincă, vorba lui Moșionat, nu trebuie să... Avem toți idei de dezvoltare, nu trebuie să ne simțim toți egali în orașul ăsta, nu trebuie toți să participăm la dezvoltarea lui. Adică eu consider că am și idei bune, poate unele nu sunt bune, dar dumneavoastră, domnul Măruță sau domnul Dajiu, poate să spună, domne, uite în ceea ce... Asta nu înseamnă că dacă spuneți dumneavoastră sau Narcis Dajiu, înseamnă că e și ideea bună. Dar orice lucruri pe argumente pot fi discutate. Ce vrem să facem, cum vrem să facem. Eu vă spun că pe unde am lucrat și am o experiență în spate, am 25 de ani de serviciu. Așa am lucrat, într-o echipă. Eu singur n-am nicio valoare, domnul Măruță, dar vă spun că în echipa pe care o voi constitui la primăria municipiului Târgu Jiu sunt imbatabil. Și să vă spun de ce. Vă arăt din trecut, pe unde am fost, chiar am făcut niște echipe bune. Cu niște oameni dedicați, cu niște oameni care au gândit și care au făcut și cu niște oameni care m-au tras de mână când, nevrând mai aici pe arătură. Și ți se pare că tu ești cel mai deștept și cel mai frumos și chiar am încurajat pe oamenii din jurul meu să mai îmi dea câte una, să mă tragă, băi nene, stai așa, băi, uite, nu e bine, oh, gata. Și argumentele sunt la mine cele mai importante atunci când luăm și dezbatem ca să luăm o decizie. Da, suntem chiar la finalul emisiunii, un minut până când intră știrile peste noi. Iată, chiar vreau, domnul Măruță, și închei, chiar vreau să fac ceva pentru orașul meu. Da, asta e, da, zice colegul, e sloganul de campanie. Nu, dar chiar sunt târgujean jet pe jet și chiar vreau și mi-e drag să merg. Dom'le, merg pe stradă și văd oameni triști, oameni cu probleme, oameni care... Nu mai sunt, nu mai vreau sunt să văd oameni care zâmbesc pe stradă, care sunt mândri că trăiesc într-un oraș. Un pensionar, gândiți-vă că nu trăiește bine. Dom'le, dar nu putem face nimic să schimbăm asta? Sunt. Chiar ne e greu să zâmbim pe stradă, să ne simțim mândri că trăim în Târgu Jiu? Probabil nu e greu să faci ceva. Păi... Greu este pui în starea de a o face. Și a zis-o Brâncuș, nu eu. Corect. Atât în seara asta, rămâneți cu Tele3, numai bine.